numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, avem bucuria astăzi de a participa împreună la Sfânta Liturghie celebrată de părinții nou sfințiți, Părintele Iulian Sescu și Părintele Valentin Giurgică, părinți care au fost diaconi în parohia noastră și la invitația Părintului Decan au răspuns afirmativ de a veni să celebreze o liturghie de mulțumire pentru timpul petrecut alături de noi în comunitatea noastră. Ne transmitem salutul Părintului Decan, care din motive bine întemeiate n-au putut fi prezent. Salutul tuturor preoților a comunității, îi însoțim cu rugăciunea noastră și ne rugăm ca să fie tot timpul preoți sfinți și buni. Iar acum să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Ele-i sunt.
Maria in excelsis Deo. Josirea Fiului Tău, Tu ai ridicat omenirea căzută. Te rugăm, dăruiește-le credincioșilor Tăi bucuria sfântă că au fost eliberați din robia păcatului și călăuzește-i la fericirea veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește
în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Zaharia. Așa spune Domnul: Veselește-te mult, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată, regele tău vine la tine. El este drept și mântuit, umil și călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgărițe. Voi nimici carele din Efraim și caii din Ierusalim. Voi nimici arcul de război și voi vorbi de pace neamurilor. Domnia lui va fi de la mare la mare, de la râu până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul și regele nostru. Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul și regele nostru. O Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc și să binecuvântez numele Tău în veac și pentru totdeauna. Te voi binecuvânta în toate zilele și voi lăuda numele Tău în veac și pentru totdeauna. Este îndurător și plin de dragoste, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Domnul este bun față de toți, El își arată dragostea față de orice făptură. Te laudă pe tine, Doamne, toate lucrările tale și credincioșii tăi să te binecuvânteze, să facă cunoscută gloria domniei tale și să vorbească despre puterea ta. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al lui. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. Dacă trăiți după trup, aveți să muriți. Dar dacă prin Duh faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia.
preamăresc pe tine, Părinte, Stăpânul cerului și al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției tale. Aleluia! Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. Toate mi-au fost date de la Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Cucernici, părinți, concelebranți, dragi și iubiți credincioși, vreau să încep aceste câteva cuvinte pe care le-am pregătit pentru liturgia cuvântului din această zi, prin a vă felicita pentru opțiunea pe care ați ales să o duceți la împlinire, și anume aceea de a veni și de a participa împreună la această sfântă liturghie. Nu pentru că suntem doi preoți nou sfințiți la altar, ci pentru că Dumnezeu, prin grasul lui Iisus Hristos, ne-a dat întâlnire la această sfântă liturghie. Și simțim pe pielea noastră că nu este așa ușor. Văd mulți dintre dumneavoastră, dacă aș avea, aș face și eu un pic de aer. Este un jug pe care îl purtăm, așa cum ne spune și Evanghelia, chiar dacă este puțin mai în miniatură. Împreună cu Părintele Iulian, ca și preoți nou sfințiți, ne bucurăm din inimă pentru că avem această posibilitate ca în această frumoasă zi de vară să înălțăm gândurile noastre la Dumnezeu, gânduri de mulțumire și de recunoștință față de El, dar și față de dumneavoastră, o comunitate frumoasă, o comunitate primitoare și mereu gata să-L întâlnească pe Hristos. Am auzit în această duminică o evanghelie foarte frumoasă, mai ales în acest context în care mulți dintre noi fie și-au luat, fie urmează să-și ia câteva zile libere, zile de concediu, de vacanță și așa mai departe. Pentru a înțelege și mai bine cuvântul lui Dumnezeu din această duminică, vă propun să înțelegem un pic contextul în care evanghelistul Matei relatează această pagină din Evanghelie. Capitolul 11 din Evanghelia după Sfântul Matei, drept la început, relatează o scenă oarecum dramatică, o scenă care este pusă sub semnul eșecului, pentru că dacă răsfoim paginile Noului Testament, găsim prima dată
în Evanghelia după Matei, în acest capitol al 11-lea, acea îndoială a lui Ioan Botezătorul. Tu ești cel care trebuie să vină sau trebuie să așteptăm pe un altul? După această scenă, Iisus are un nou eșec, să spunem așa, un eșec pastoral, pentru că a avut câteva insuccese în locurile unde a început misiunea lui publică. Și iată, în acest context de dezamăgire oarecum, apare acest imn de preamărire pe care l-am ascultat în Sfânta Evanghelie. Un imn de preamărire venit într-un context, așa cum spuneam, oarecum mai neobișnuit. Și ce face Iisus în acest context? Iată, El aduce preamărire lui Dumnezeu. Putem presupune că unii dintre ucenici ar fi dorit mai curând ca Iisus să sară peste acest episod. Dar contrar ucenicilor indignați care întrebau de ce s-a întâmplat aceasta sau ce am greșit de nu a mers în această strategie apostolică, Iisus nu se tulbură și plin de seninătate se roagă și acceptă voința lui Dumnezeu. Și am auzit în Evanghelie cum Iisus a spus: da, Părinte, căci așa ai voit Tu în bunătatea Ta. Aici ne putem pune fiecare dintre noi o întrebare. În aceste situații de eșec, de dezamăgire din viața noastră, care este reacția noastră? Mergem pe urmele lui Iisus sau suntem tentați să spunem: era mai bine fără Dumnezeu, sau mă descurc pe cont propriu, port jugul pe care viața mi l-a oferit singur? Dacă vom adera la această opțiune, nu știu dacă vom avea sorți de izbândă. Trebuie să-L urmăm pe Hristos și să acceptăm voința lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine, mult mai bine decât știm noi, ceea ce are El în plan cu viața noastră, cu activitatea noastră de fiecare zi. Dacă eșecurile de multe ori ne pot duce la descurajare, reușitele adesea au tendința să ne dea această beție a succesului. Trebuie să avem mare grijă la acest aspect din viața noastră. Un al doilea aspect pe care îl surprindem din Evanghelia din această duminică este faptul că Iisus se roagă Tatălui pornind de la propria Lui viață, pornind de la eșecurile pe care le-a avut. Dar eu cum mă rog? Este o întrebare la care trebuie să răspundem cu toții în conștiința noastră. Pornesc de la greșelile mele personale, pornesc de la dezamăgirile mele, de la grijile mele, sau pornesc, sau încep rugăciunea mea cu alte preocupări? Iisus ne oferă în această duminică modelul de rugăciune autentică, un model care pornește de la noi înșine și se îndreaptă spre Dumnezeu. Nu în ultimul rând, în Evanghelia din această duminică, auzim o frază care de-a lungul istoriei a luat parte, să spunem așa, și din cântecele liturgice: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ce expresie bogată și plină de conținut! Odihnă pentru sufletele noastre. Așa cum spuneam la început, acum probabil mulți dintre dumneavoastră ați fi dorit să fiți la mare, să fiți la munte, să fiți la rude, la prieteni sau în alte locuri, dar ați ales să fiți aici, pentru că avem nevoie de odihnă. Poate de multe ori, atunci când am mers într-o vacanță, într-o excursie, am mers cu gândul de a ne relaxa, de a ne odihni după o lungă perioadă în care am muncit, am activat la servici sau în alte locuri, la școală sau la universitate, la facultate.
Dar și mie mi s-a întâmplat că de multe ori după aceste experiențe de relaxare, să spunem așa, sufletul să fie parcă mai împovărat decât atunci când am plecat în acea excursie. Așa cum este o frază bine cunoscută, că sufletul nu ia niciodată vacanță, iată, Hristos în acest context vine și ne spune că sufletul nostru are nevoie de odihnă, pentru că este de cele mai multe ori împovărat de multe juguri pe care le purtăm. Evanghelistul optează pentru această imagine a jugului. Nu este una poate tocmai plăcută, dar este una bogată în simbolism, în conținut. Această imagine a jugului o întâlnim în Vechiul Testament și la profetul Ieremia și iată o întâlnim și în această Evanghelie de astăzi. Fiecare purtăm un jug, purtăm o povară, purtăm o dezamăgire, purtăm o neîmplinire în viața noastră, iar toate acestea, dacă se adună, apasă foarte greu pe grumazul nostru, așa cum spunea profetul Ieremia. Și atunci ne întrebăm, oare ce este de făcut? Ne lăsăm îngenunchiați de această povară? Un lucru este sigur, iubiți credincioși, Dumnezeu nu a dat și nici nu va da niciodată o povară mai mare decât poate duce fiecare dintre noi. Să nu uităm acest lucru niciodată. Pentru cei care nu îl au pe Dumnezeu în viața lor, care nu îl primesc pe Hristos în Sfânta Euharistie, acest jug pe care ne-l oferă Hristos, dar ne-l oferă și ne-l apasă și mai tare și societatea în care trăim, dacă nu-l avem pe Hristos, acest jug ne îngenunchează, ne dă la pământ și ne vine foarte, foarte greu să ne ridicăm. Dar dacă această povară este dusă alături de Hristos, vă asigur că jugul devine mult mai plăcut, mult mai dulce, așa cum spune Evanghelia. Vom avea odihnă pentru sufletele noastre și povara va deveni mai ușoară. Să nu uităm acest lucru, pentru că este esențial în viața noastră. Iar această povară merge și mai ușor atunci când inima noastră devine asemenea inimii lui Iisus, blândă și smerită. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Fără îndoială, Evanghelia lui Iisus cunoaște exigențele ei. Legea, poruncile în care ne situăm, pe care le ținem, mai mult sau mai puțin, este un fel de jug care poate rupe gâtul atunci când este asumată cu ușurătate, așa cum am zis, sau în mod silit, devine o povară prea grea. Și astăzi, la fel ca și în timpul lui Iisus, are loc una dintre schimbările cele mai răscolitoare, să spunem așa, și decisive în istoria lumii, când foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți, sunt nesatisfăcuți de vechile credințe pe care le consideră inadecvate sau nepotrivite, adoptă forme de viață religioasă care iese din acest context creștin. Să nu uităm să-L preamărim pe Hristos și să-I aducem mulțumire în orice moment, chiar și din momentele de relaxare, din vacanță, din concediu, pentru că sufletul nu ia niciodată concediu. Iar atunci, iubiți credincioși, când poate sunteți în lipsă de intenții, în criză de intenții pentru rugăciune, să nu uitați să faceți o rugăciune și pentru preoți, mai ales pentru preoții nou sfințiți, pentru că în acest început de misiune au nevoie de rugăciunea dumneavoastră, pentru că fără rugăciune drumul se clatină, drumul nu este prea ușor. Doar alături de dumneavoastră noi putem deveni adevărate punți
care duc spre Hristos. Vă încredințăm sau ne încredințăm rugăciunilor dumneavoastră și totodată vă asigurăm de rugăciunile noastre. Ca un scurt anunț, vreau să vă spun că la sfârșitul Sfintei Liturghii, la ieșirile din biserică, din spate și din lateral, veți găsi câte o amintire cu noi, care să vă aduc aminte în clipele grele de noi. Și poate unul dintre dumneavoastră are curajul să zâmbească atunci când va vedea ce este scris pe aceste iconițe. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl puternic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul om, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a împărat la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub poțul viat, a pătrimit și s-a întrebat, a înviat la creat, s-a suit la cer, spatele dreaptă Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți. A cărei împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și viața Tătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul Cerere, care împreună cu Tatăl și Fiul este adorat și și a creit prin proști. Cred într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc cu putere spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Domnul blând și smerit cu inima ne ascultă. Să-i cerem în rugăciunea noastră să ne facă blânzi față de alții, plin de bunătate și de iubire față de toți. Să ne rugăm, zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să se prezinte în fața lumii ca purtătoare de bunătate și să se pună în slujba oamenilor pentru mântuirea lor. Să ne rugăm. Zidește în noi, Doamne. Pentru ca poporul creștin să-L recunoască în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu venit în lume, pentru a face cunoscută adevărata față a Tatălui, să ne rugăm. Zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Pentru ca toți cei săraci și marginalizați, care au fost preferați de Iisus în locul celor înțelepți și pricepuți, să găsească primire deplină în biserică, să ne rugăm. Zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Pentru ca toți cei de bunăvoință să-i accepte cu solidaritate creștină pe cei marginalizați de societate, să ne rugăm. Zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Pentru ca membrii comunității noastre să accepte cu credință cuvântul lui Dumnezeu și să le vorbească celorlalți despre Iisus, să ne rugăm. Zidește în noi, Doamne, o inimă nouă. Dumnezeule, Părintele nostru, Tu dai celor mici și săraci moștenirea împărăției Tale. Te rugăm, fă-ne umili cu inima față de Tine și blânzi față de frații noștri, pentru ca după exemplul Fiului Tău să înfruntăm bucuriile și necazurile vieții. Așa Te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Darurile pe care ți le închinăm numelui Tău să ne purifice, Doamne, și să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieții cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu ai iubit așa de mult pe oameni, încât l-ai trimis pe Fiul Tău ca Mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu l-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale, cântând cu bucurie. Și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflecești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o Mesie, și învierea ta, o mărturisire, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot bine. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ține Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.
din lume, cum erați, v-am primit și v-am iubit. Când voi mă prigoneați, voi ați trăit cu mine, era greu, ne-am rugat și am cu darurile tale minunate, dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii și să nu încetăm niciodată a te lăuda prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Atât de mult Dumnezeu ne-a iubit și prin biserică El ne-a unit. Aceasta pe o piatră a zidit-o, piatră pe care Petru a numit-o. Astăzi e zi de mare sărbătoare, doi preoți au urmat a lor chemare, de a întări această temelie, călăuze în credință să ne fie,
să fiți oriunde sare și lumină și adevăr de credință divină, să păstoriți inimile curate, iar pe cei răi iertați de păcate, să fiți roade în a Domnului vie, să presărați pace și armonie, să construiți creștinilor căi drepte și să-i purtați pe al iubirii trepte, să aveți parte de tot ce vă doriți și într-un fericire să trăiți, chiar dacă repede trec acești ani, să vă amintiți mereu de Băcăuani. Dacă este cald, permiteți-mi un minut, vreau să las loc. Dragă Părinte Valentin, dragă Părinte Iulian, am ajuns și la finalul liturghiei, la finalul acestei celebrări frumoase și participând voi împreună, mi-am adus aminte că acum 5 ani eram și eu, asemenea vouă, la fericitul Ieremia, unde am fost diacon. Mi-aduc aminte că aveam emoții. Cu siguranță și voi ați avut și aveți emoții. Și este normal, este început de preoție și trebuie să avem emoții. Dacă nu avem emoții, nu transmitem cu adevărat ceea ce Hristos a pus în noi. Vă felicităm, preoții din casă, împreună cu părintele decan, împreună cu comunitatea, și fie ca entuziasmul de acum să vă însoțească pe tot parcursul pastorației. Iubiți credincioși, Părintele Valentin va fi vicar aici aproape de noi, la Sfânta Cruce, așa că o să ne mai întâlnim cu siguranță. Părintele Iulian va fi la Oțăreni, zi mai departe, spre Iași. Cu siguranță vor fi ocazii să ne mai vedem. Fie ca viața de preot să o trăiți alături de Dumnezeu, alături de Sfânta Fecioară Maria, alături de Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales de rugăciune și sacrament. Spunea Părinte Valentin la predică, atunci când trecem prin momente dificile, să-L preamărim pe Dumnezeu. Asta vă dorim și noi. Mai ales când treceți prin momente dificile, dar nu numai atunci, ci în fiecare zi, să-L preamăriți pe Dumnezeu și cu siguranță le veți depăși. Noi vă însoțim cu rugăciunea noastră, vă dorim mult succes și ne încredințăm și rugăciunilor voastre, ca să fim creștini așa cum vrea Dumnezeu. Câteva anunțuri. Joi, 13 iulie, este ziua de 13 a lunii. Se poate obține indulgență penară în cinstea Sfintei Fecioare Maria de la Fatima. Duminica viitoare, la ora 10:30, se celebrează hramul la Luncani, Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel. Mâine dimineață, Sfintele Liturghii se vor celebra în Biserica Veche. Dorim acum să ne împărtășiți binecuvântarea de preoți nou sfințiți. În
Înainte de toate, dorim să vă mulțumim și, așa cum spunea Părintele Dominic, plin de emoție, atât eu cât și Părintele Valentin, cu siguranță ne vom aminti de Băcăuani, pentru că aici ne-am început activitatea și o parte dintre noi aici o vom și continua. Dorim de asemenea să aducem un cuvânt de mulțumire Părintelui Decan și celorlalți colaboratori, dar și dumneavoastră, iubiți credincioși, pentru rugăciuni, pentru susținere și totodată vă rugăm, așa cum am auzit și la predică, ne încredințăm rugăciunilor dumneavoastră pentru ca noi toți preoții să ajungem să fim preoți buni și sfinți. Iar acum vom împărți binecuvântarea de preot nou sfințit. Domnul să fie cu voi. Prin impunerea mâinilor mele de preot nou sfințit, prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.